Filmează, n-are baterie, iar trebuie să pun camera la încărcat. Aoleu, salut, ce bine m-am găsit. Îs venit înapoi la muncă de câteva zile, 3 zile, 4. 4 zile. Moise e pe Germania, merge în Spania la Pamplona, piese auto, de fapt motoare, de Volkswagen sau Skoda, nu pot să-mi dau seama. De la Audi am încărcat din Ungaria. Și afară e urât tare, că e cu ceață, cu ploaie, cu de tot. Să vă filmez așa, că nu știu unde Dumnezeu am pus aia de cap. Să vă pun pe cap. Vedeți voi? Îs cu DAF-ul. E cel mai tare DAF-ul. Ce să zic? M-a rugat de coordonator să-mi dea Volvo. Da, da, Volvo îți dau. Ia să vezi Volvo, da. No, ce să fac? Îs mult mai mulțumit decât un Mercedes. Mai bine îmi dă un DAF decât Mercedes. Și ce să vă povestesc? Am plecat greu din Ungaria, camionul a fost în regulă, la acte, la toate cele. Numai că remorca n-a fost, trebuia să încarc prima oară pentru Samsung. Și era prelata tăiată, scândurile, nu putea, suportul pentru scânduri era rupt, lipsea cu totul. Și cred că la colegul care a fost înainte cu remorca aia, la care va aluneca marfa, că peretele din față care ține marfa, gen, e lovit și e plecat în față puțin, are o găurică de un deget, se vede că e despărțit acolo. Și problema e că zicea mecanicul că remorca e îndreptată în față, gen, stă puțin aplecată, câțiva centimetri, abia se vede. Eu cel puțin nu văd, mecanicul vede că are format ochiul. Și când trebuie să pun prelata, am probleme. Și ieri m-am chinuit foarte tare să pun prelata la loc. De data am dat-o jos, dar de pus n-am mai putut să o pun. În capăt, ca să pun în capăt, trebuie să îndoi tot stâlpul de la prelată. Îi pun întâi capătul și trag ca prostul. Dar ce să facem? Ne descurcăm cum am putea. Încerc pe dreapta, dar pe partea dreaptă să trag prelata de fiecare dată când am posibilitate. Dar dacă prind să dau prelata jos în ambele părți, am belit-o. Da. 2 grade, e frig afară, e ceață. Undeva iese soarele, undeva e ceață, undeva ninge, undeva plouă, mă gândesc. Și asta e, puturos DAF-ul, mergem ca bătrânii, tiptil, tiptil, așa, încet, încet și sigur. Merge, e diferit tare față de Volvo. No, dar ce să facem, asta e, ne mulțumim cu ce avem. În schimb, e spațioasă cabina, foarte spațioasă și foarte, dă foarte bine căldura, nu ca la Volvo. Parcă pui lemne pe sobă, dă căldură ca lumea, îmi place. Și salteaua e mult mai bună. Mult mai comod să dorm foarte bine noaptea. Și da, ieri m-am uitat la un film și m-am băgat la pat. Asta am făcut, am oprit de vreme pe la 4. Am zis că dacă mă apropii de Germania, eram în Austria, facă să mă pun repede la parcare, că dacă mai pe la 5-6 nu o să mai găsesc locuri de parcare, o să fie bătaie pe ele. Și așa a fost. M-am oprit repede, am avut 8 ore de conduse. Și m-am pus la pauză. Și am scos un 11 ore și am plecat mai departe, la 3 dimineață. Igen, mitzi, igen. Nu, gata, dragilor, când găsesc și prostia cu ce să vă pun pe cap, o să vă pun și pe cap, promit. Salut, ce bine v-am găsit! Și bine ați intrat, bine ați venit pe canalul lui Moise. Azi e zi de vineri. Ce să vă zic, 17 grade, foarte cald afară. Culmea, pe Franța. În Germania a fost foarte frig. Azi dimineața a fost minus câteva grade, minus un grad, ceva de genul. Și foarte multă ceață. De te speriai tot drumul de când am plecat, de la 3:30-4. Până dimineața la 10 numai pe ceața am condus, foarte nasol. Ăsta e DAF-ul, după cum se poate vedea, se conduce, e mult mai dificil de condus decât un Volvo. Trebuie să fii mult mai activ la volan cu el. Și, nu știu, la oglinda din dreapta, cel puțin,
cum să explic eu treaba asta. De obicei eu când conduc Volvo sau orice camion, eu mă pun puțin mai pe dreapta. Și m-am obișnuit cu Volvo, n-am băgat de seamă că eu cu DAF-ul când sunt pe dreapta, circulam pe linie. Și acum, dacă mă uit, sunt foarte aproape de linie. Cam așa circul și cu Volvo-ul, sunt mai pe dreapta pus. Și înșeală oglinda din dreapta, sau cred că ori nu m-am obișnuit eu cu ea. E ciudat puțin și cu oglinda pe stânga n-am treabă. Dar vedeți și voi că asta face DAF-ul. De pe stânga te bași pe dreapta, stânga, dreapta. Nu e ca la Volvo că stai într-un loc și nu te miști nicăieri. Stați că eu o camia la vale și vorbesc mult. Deja aia vreau să vă zic că mi-a dat engine malfunction. Are ceva probleme cu motorul, nu pot să-mi dau seama ce. Și am observat când urc și când cobor se aude un șuierat puternic. Cred că e de la turbina asta. Ca și cum zici că se aude vântul, dar nu e vânt. Aia e culmea. O să dau drumul la geam și o să auziți și voi când e de folosit retarderul sau dacă e să urc și o să dau drumul la geam. Acum n-ar trebui să se audă nimic dacă dau drumul la geam pe dreapta. Se aude vântul normal, cum se aude el. Așa se aude vântul. Dar dacă cobor acum, să vedem, dacă bagă retarderul, ar trebui să se audă un șuierat ca și cum ai băga cuie într-o cutie de conservă, ceva de genul, se aseamănă sunetul acela, nu știu. Încă nu. Se aude un rulment parcă sau ceva, nu știu. A, ați auzit? A făcut un sunet mai urât, acum. Acum se aude. Asta nu mai e vântul. Și măcar DAF-ul nu se joacă cu mine în sensurile giratorii. Că e el puturos, e, dar când apăs accelerația și trage. Bine, trage, v-am zis că e puturos, pleacă greu de pe loc. Accelerație la maxim are acum. E prea mult acum. Către unde merge? În șateru. Către șateru merge, în boss. N-ar... Să vă filmez puțin. Dar s-ar putea doar atâta să fie că urcăm iară pe autostradă ceva, pe A20. De asta vă zic că trebuie să fiu atent mereu, să învârț stânga, dreapta, volanul și nu-mi place. Trebuie să fiu atent cu DAF când circul. Vă fac un fel de mini prezentare la condus, așa. Începem cu condusul, pe urmă o să vă filmez și cabina într-o zi când e curată, că am găsit o murdară. Și nu-mi place când e murdară. De asta vă zic. Ia să vedem dacă se aude sunetul acum când folosesc retarderul. Se aude ceva? Auziți? Când, cred că e de la turbo, sigur. Hai, mami, unde te duci? Tati. Se aude ceva. Ce nu-mi plac încadrările astea cu DAF-ul? Vedeți? Auziți acum? Sigur că nu mai bate vântul la fel de tare. Și cam așa circul eu cu DAF-ul, săracul. Aici se aude bine. Hai să-i dăm cărbuni în continuare.
asta e, n-am ce-i face. Am vorbit cu coordonatorul, știe. Dacă mă lasă în drum, să vină servisul să mă ieie. Exact. Trebuie să fiu atent la condus cu prostul ăsta de DAF. Ați auzit bine? I-am zis la coordonator, știe, eu n-am ce-i faci. Și culmea e, când am plecat de la bază, nu s-a auzit, vă dați seama, nici nu era încărcat. Și când ești fără remorcă în curte, n-ai unde să auzi. Și asta s-a întâmplat. Când l-a încărcat cu 24 de tone, a început să facă urât. Se aude vujetul ăla, v-am zis. Și cred că sigur e de la turbo. Mai mult ca sigur. Și nu știu ce să mai zic, o să vă prezint cabina, e mare, e spațioasă, e faină. Mai ales că eu sunt mic în cap, perfect în ea. Dar mai mult îmi place Volvo. Cu toate că e mai mică și mă doare spatele când dorm, îmi place mult mai mult să conduc Volvo. E mai puțin stresant Volvo. Parcă altfel te încadrezi, te simți mult mai în siguranță cu el. Și nu trebuie să fii la fel de atent sau de concentrat să strângi volanul în mână mereu la Volvo. În schimb la DAF e greu cu încadrările din sensuri giratorii, în fiecare sens trebuie să fiu atent, să nu mă sui pe bordură și toate cele. Și mai ales că ăștia francezii la benzinării mai au și parapeți de ăștia care pe lângă drum, de exemplu, ca până ajungi la benzinărie are un parapet din ciment. Și sunt unii care se văd urme de cauciucuri pe acolo, le-au luat. Asta este. Bine, na, vedeți ce voi, abia ce am venit la muncă. Prea mult n-am filmat la bază, am pierdut 2 zile oricum. N-am fost gata remorca, am stat 2 zile după ea și tot nu-i bună. Și camionul la fel. Am pierdut 2 zile pe nimic. O să fiu curios cum o să rezolv de acum încolo cu prelata. Am pus-o cumva la Audi unde am încărcat înapoi. Dar să vedem de acum încolo ce mă paște. Bine, dragilor, v-am zis, mai conduc o oră jumate, mă parchez și ne vedem mai încolo. Peace! Admiții! Salut, ce bine m-am găsit azi sâmbătă. Își facem oase cafea, e 10:30 dimineața. Îmi fac o cafea și eu. Și o să fac o prezentare la cabina. Trebuie să fac cumva să am lumină. E maximum, gata. Bine. Și ar trebui să-mi iau așa o pereche de pantaloni pe mine, că am dormit în chiloți. Așa căldură face DAF-ul. Știu, în chiloți și cu bluză cu mânecă lungi. Ce să zic. Da, și-a făcut mai este cafea. Dar de ce se vede, nu știu cât de bine mă văd, aia e faza. E cafeluța. Gata. Am pus zahăr, amestecat-o. Dar acum filmez de dragul de a filma, că nu prea am eu content să filmez. Nu prea am idei. În fine, vă arăt cabina, că e spațioasă, e mare. Ce să vă arăt, dulapuri foarte mari. Încep cu dulapurile, că sunt foarte importante. Nu vă uitați la dezordine, că le-am aruncat repede când am plecat atunci, când trebuia să plec, când am proteine aici, în caz de nu mai am putere. Și aici, asta nu-i merge becul la partea asta de aici. Nu, în rest e cabină foarte mare, uitați-vă și voi. Moise stă în picioare și încă mai are mult până la acoperiș. Vedeți? Patul ăsta e destul de comod. Mă doare spatele că am dormit prea mult în el de aia. Dar acum lăsați-mă să-mi savurez cafeaua. Nu știu ce să vă zic, azi e duminică, suntem pe data de 14, că luni e 15 și știu asta că trebuie să descarc. Și ce să vă zic? Vreau să fac și o parte de încăiere. E video foarte scurt, știu. Mereu mă întrebați când postează Moise iară, ce nu mai postez, etc, etc.
Și vedeți și voi cum am timp, internetul e foarte scump, am mai spus asta, nu vreau să mă repet de foarte multe ori și vă dați seama că dacă mai intru și eu pe YouTube să mă mai uit la un video, mai mă joc ceva, una alta, internetul e foarte scump și nu se merită să dau atâția bani pe internet. Mai vorbesc și cu ai mei, cu prietenii, una alta. Și v-am spus ce am pățit cu DAF-ul, cam în mare parte mi se aprinde becul de motor în bord, e problemă, nu știu cât de gravă e. V-am spus, dacă mă lasă în drum, coordonatorul o să rezolve, vine servisul, etc., nu mă interesează. Pe urmă cu prelata să văd cum mă descurca, o să improvizez cât pot de mult, n-am ce-i face. Și o să plec destul de devreme, cred că pe la 2 noaptea, după câte am calculat. GPS-ul mi-arată că fac 4 ore și e destul de precis la DAF, că DAF-ul e mai puturos. La Volvo, din 4 ore, făceam cu 10-20 de minute, cred că ajungeam mai repede. Dar va trebui să și alimentez. Sunt în parcare, e înnorat afară. E urât, nu știu cât de bine se vede. Acum nu o să vă arăt toată parcarea, nu o să vă prezint toată parcarea. Și da, sunt decent acum, știu, dar am mâncat așa de bine zacuscă că am dat și pe mine. Mi-a pus maică-mea două borcane de zacuscă, le-am mâncat în câteva zile. Și no, e parcare din asta nașpa că doar WC-ul are, n-are și un duș, că trebuie să fac și un duș. Dar asta rezolv mâine, să vedem. Și dacă plec de vreme de la 2 noaptea, să fac tot posibilul pe la 9 să ajung acolo. Mai am 400 de kilometri, i-am zis 4 ore, dar mai bine să fac vreo 6, am calculat, doar în caz că. Că dacă ajung mai repede, nu-i nicio problemă cu o oră. Și da, am primit deja încărcare, mă duc în Germania, tot de la Pamplona încarc, să vedem cum o să fie mâine. Sper să am o zi ușoară, sper să mă descurc cu prelata, dar nu prea văd cum, că e problemă gravă cu prelata, e vai de mama măsii. Da, nu vreau să mă plâng, nu de asta mă filmez, ăsta-s doar niște hibe, nu există să fie perfect și asta e, merge mai departe. Și nu știu, dacă vă întrebați ce întrebări am mai văzut, o să lucrez până de Crăciun, cred, nu știu. Asta și m-am gândit, dacă mă prinde iară să mă duc acasă din Spania cu autobuzul, iar înnebunesc că e foarte lung drumul, e foarte obositor, faci 3 zile cu autobuzul, e greu. Și așa mai bine rămân în continuare la muncă și mă duc cu camionul acasă, mă duc la Budapesta sau la Movar, e mult mai comod, nu știu, să vedem. Mă duc dacă e din ianuarie sau februarie acasă, vedem. Mă gândesc în funcție de cum mă simt, dacă mă simt în stare, dar n-ar vedea de ce, că am laptopul butonez, n-am treabă. V-am spus, DAF-ul nu-mi place atât de tare ca Volvo, dar e mai bun decât Mercedes-ul. Cel puțin la noi Mercedes-urile sunt că n-au suspensia pe perne de aer sau cabina, că fiecare denivelare, fiecare polițist culcat îl simți ca și cum te aruncă din cabină și nu-mi place Mercedes-ul din cauza asta, poate la alte firme sau altfel Mercedes-urile, la noi așa sunt și nu-mi place Mercedes-ul decât să dorm în el și atâta. În schimb, DAF-ul e mai comod nu e decât Mercedes-ul, dar e mai spațios, dă căldură mult mai bine, nu ți-e frig. Singurul defect ce l-are, nu zice nimic de baterie, de aia dacă sunt și cu laptopul, cam pornesc câte 45 de minute, la un interval de 3 ore, cam așa. Să nu rămân, Doamne ferește, fără baterie pe aici, mai ales că vin și frigurile. Și cam astea sunt lucrurile ce am vrut să vi le zic. Vă mulțumesc că mă urmăriți în continuare, că vă abonați în continuare. Și scuze că n-am content, acum ce-ți venit și eu la muncă, unde era să scot cabina, trebuia să alerg la bază peste tot din stânga în dreapta, după acte, după toate prostiile. Și poate o să prind cândva să filmez mai mult la bază, dar prea multe nu sunt, decât e plină parcarea numai de camioane, de acte și de chestii de astea. Oricum, așa mi-am pus laptopul de data asta, vedeți, l-am pus pe Vlogan. Mă întrebați dacă n-alunecă, alunecă câteodată, câteodată, nu? E fain că are măsuța asta, da, în mijloc. Are în mijloc, e destul de drept, asta îmi place la el, nu e ca la Volvo. E comod tare, scuze de dezordine, am vrut să zic. Și v-am spus, și cum mersul acasă, încă nu știu. Mi-a zis și prietenul meu, Daniel, că o să rămână de Crăciun pe comunitate și asta e de anul nou, merge de la anul acasă și cred că așa o să fac și eu.
dacă totul merge conform planului, dacă totul o să meargă la DAF, tot o să meargă cum trebuie. O să vedem. Și nu știu, dacă aveți întrebări, mi le lăsați în comenturi, vă răspund cât de repede pot. V-am spus, cu postatul des e problemă cu internetul, nu am internet peste tot, datele mobile folosesc și e foarte scump și nu se merită. De ce vine Moise la muncă? Să facă bani, nu? Și da, aș mai bea o cafea, sincer, aș bea ceva cald și bun și nu știu ce. Și dacă beau și prea multă cafea, nu-i bună, dar nu, n-avem ce faci. Cam asta am avut de zis, eu vă mulțumesc încă o dată, abonați-vă dacă sunteți noi, apăsați butonul de like, comentarii dacă aveți întrebări, puneți-le și vă răspund cu cel mai mare drag. Nu mai am ce să vă arăt, nu-i cărut, cum era melodia aia, nu e Dafu Camerțanu, dar cu el îmi câștig banul. Ce să faci? Asta este. Vreau să zic, nu e Dafu ca Volvo, dar nu prea rimează. No bine, dragilor, să aveți un weekend plăcut. Eu l-am deja, îmi place liniștea, e liniște și frumos. Vine Crăciunul, a trecut un an foarte repede, nu știu când, vii de două ori la muncă și deja e un an. Trece foarte repede timpul. Și ce să faci? N-ai altceva de făcut ce decât să muncești. Altfel nu vin bani. Dacă mi-ar place și mie să stau degeaba să-mi vină banii în buzunar, dar încă nu funcționează, nu? Asta este. Îmi place liniștea. Asta am observat. Și nu, v-am spus, plec duminică. Cred că pe la 2-3 dimineața plec și fie ce o fi. Vedem. Le trebuie motoarele astea, de aia am zis, nu știu la ce mașini pun motoarele astea, am încărcat la Audi, scrie pe ele Volkswagen și cu Skoda și nu știu ce, nu știu la ce motoare sunt. Gata, peace, pa!